Institutul. Ne întoarcem la ediția specială. Înainte de a vorbi despre statistici, vorbim despre titlul de mâine din evenimentul zilei. Leul este într-o scădere care va antrena o creștere a prețurilor în România. Astăzi a depășit pragul psihologic de 4 lei, este 4 lei și 2 bani. Până luna martie, previziunile arată că va urca până la 4 lei și 20 de bani. Guvernul măiastru, guvernul care știe să facă lucrurile. Cum rezolvă problema asta de la 4,02 la 4,20? Da, vi se pare cumva că noi primim retribuțiile lunare în euro? Dar ați auzit de credite bancare care sunt în euro? Dumneavoastră ați auzit că în țara în care iei salariul într-o monedă, trebuie să-ți faci credit în moneda respectivă? Dar ați auzit, păi eu ce să le fac dacă au luat în euro credite? Domnul Frigoană, românii mănâncă din importuri. Foarte adevărat, ba da, domnule Frigoană. Unii români multe alimente vin din importuri. Asta înseamnă că prețurile alimentelor vor crește. Domnișoară, 45-50% din populația României mănâncă de la din cotez de la porcului de acasă și din stratul lui cu roșii. 50% din populație, să zicem că s-ar îndrepta înspre marile magazine. Dar rețineți aspectul, în economia de piață, prețul e legat de cerere și ofertă. Domnule Prigoană, atâta timp cât care... sunt bani nemunciți pe piață, vor fi produse scumpe. Oamenii care au bani, care au putere de cumpărare, merg la supermarketuri. Vor scădea exponențial prețurile. Lăsați că vedem în februarie ce la supermarket. Doamna Chiriac, spunem așa. Cei care consumă mult, cumpără marfă din import. Țăranul nu consumă foarte mult. El își gospodărește acolo cum știe, și hrana, și starea, și tot. Cei care sunt în mediul urban, ei cumpără mai mult, sunt mai mulți decât la sate, și din cauza asta importurile sunt mai mari. Ceea ce este foarte grav. Pentru că o Românie care și-ar vinde, o țară fără export, moare, e legumă. Deci noi facem o mare greșeală. Pășpăgile, combinațiile și aranjamentele mărfurilor care vin din afară, acelor care le comandă sau le acceptă, mor oameni cu euri, ca să zic așa, între ghilimele, da? Noi nu suntem în stare să ne facem o gospodărie sau o gospodărire corectă a bunurilor și a avuților noastre, pentru că suntem disperați, nehămesiți și ipocriți. Pentru că unul care vine și spune am 2000 de porci pe care pot să-i bag pe piață, el spune ce câștig? Atât. Dar dacă eu cumpăr de la ungur porcii, îmi iese și mie un ciubuc. Și atunci ia porcul de la ungur. 80% din și astea sunt lucruri care trebuie spuse pe față. De aceea România nu e o țară stabilă și bine așezată. Poate să ajungă euro și la 5 lei. Deci nu e nicio mirare. Ce a spus, eu cred că are dreptate. Deci, nu știu, oamenii când își fac credite sau când iau bani de la bancă, trebuie să ia în lei. Românul nu-și apără moneda națională, nu-și o apără. O apără banca prin tot felul de tertipuri și de echilibristici pe care le face. Și dacă românul să iei... nu ia credite în lei, vrea în euro. Dacă să euro iei... e nu e vorba de asta. Să iei în... Când aveți casă, vă explic eu. Să iei în lei sau să iei în euro înseamnă să ai un apartament sau să nu-l ai deloc. Dar nu pentru că în lei iei întotdeauna mai dar puțin. Dar mai bine iei un credit ca să faci o investiție de unde câștigi de 3 ori. De ce să-ți cumperi casă? Casa după jumătate de zi, după ai cumpărat-o la ora 11, la ora 1 e jumătate de preț, ca și mașina. Asta e valabil din septembrie încoace. Deci eu vă spun, cred eu că românul nu e suficient de copt la cap ca să înțeleagă că aș apăra să se poate bătea cu pumnii în piept. Bă, eu sunt român, bă, să facă spume și să-i schimbe freza. Nu vrăjeala proastă e valabilă. E fapta. Românii nu fac fapte. Românii nu sunt patrioți. Românii doar spun. Au revelații orale. Românii nu fac fapte ca să demonstreze că ei sunt patrioți, că sunt buni cetățeni, că sunt români, că nu știu. Se vaită că e sărac. Bun, e sărac. Probabil că fură unii prea mult și din cauza sunt alții prea săraci. Dar dacă nu faci nimica și doar te vaiți... Domnule Iorgulescu, dar guvernul este numai al țăranilor, al celor care n-au luat credite în euro pentru că au fost mai deștepți, n-au fost proști ca aia care au luat în euro și a celor care nu au nicio legătură cu cursul de schimb? Guvernul e doar al unora? Dar politica monetară nu aparține guvernului. Asta trebuia să-mi spune, ăsta era primul răspuns pe care trebuia să-mi-l dați. Păi n-am vrut să vă încurc. Nu m-ați încurcat deloc, pentru că ați intrat într-o capcană. Politica monetară, într-adevăr, o face Banca Națională, dar această politică monetară nu poate să fie ruptă de realitatea economică a țării pe care o face guvernul. Deci aceasta este raportarea. Cele două sunt complementare, nu pot fi disjuncte, sunt conjuncte. O altă chestiune însă pe care vreau să spun, domnule, nu înseamnă că dacă românul Popescu
are banii în bancă sau și-a strâns un ban acolo în euro, e mai puțin patriot decât românul Ionescu care îți ține în lei. Hai să fim serioși. Deci calitatea, să spunem așa, a românului bun sau românului rău, a patriotului sau a non-patriotului sau a trădătorului de țară, este ăla care are lei în buzunar sau respectiv euro, cred că trebuie depășită. Tindem să fim și noi o țară integrată în sfera euro și cu cât mai repede, din punctul meu de vedere, cu atât mai bine. Pentru că, și subliniez acest lucru, deși nu sunt un specialist în materie, țările care sunt în zona euro vor traversa mai ușor efectele crizei economice care urmează pentru toate țările din Europa, decât cele care nu sunt angrenate în zona euro. Pentru că vor fi speculații făcute asupra leului nostru. Prin urmare, lucrurile acestea vor avea repercusiuni negative asupra stării populației. În ceea ce privește chestiunea creditelor, ca să vă spun, mi se pare și o anumită, hai să-i spunem, șmecheria băncilor. Pentru că multe dintre bănci au spus, domne, faceți credite în euro sau faceți credite în lei. Până acum n-a existat, din cauza foamei de credite, pentru locuință, pentru mașini, pentru consum, și mai puțin pentru investiții adevărate, cu efecte economice. E bine, această furie a consumismului român, mulți dintre ei s-au angajat girând fie în lei, fie în case, fie fiecare, unii dintre ei au garantat pe credite ipotecare. Deci au intrat în această situație pentru că oamenii n-au fost pregătiți și au fost și stimulați de bănci să facă credite. Asta s-a întâmplat peste tot în lume. Nu, dar să știți că încă ceva vreau să mai spun. Am citit astăzi un lucru foarte interesant. Nici în Bulgaria, nici în Ungaria, nici în Polonia, niciuna dintre țările ex-comuniste, creditele date de bănci nu au fost date în condiții atât de dure cum au fost date în România. Aceleași bănci, aceleași filiale. Adrian Ursu, sunt previziuni foarte sumbre pentru leu. Peste tot în Europa se vorbește despre o posibilă soluție de ieșire din criză, consumul. Dar cum vor putea să consume românii dacă prețurile vor crește antrenate de scăderea leului? La ce ne putem aștepta din partea guvernului? Nu, dar cred că în momentul de față e ușor exagerată această panică pe creșterea de o zi. Deci deocamdată această creștere este de o zi. Da, dar previziunile sunt sumbre. Peste 4. Previziunile vreți să le facem catastrofice? Eu zic că va ajunge la 5. Da? Ce e aia 4,2? Eu zic că va ajunge la 5, dacă vreți să discutăm în negru. Da? Deci în momentul de față, nu mă pricep, dar din fericire am colegi în redacție care se pricep și cu care am discutat. În momentul de față, dacă Banca Națională ar interveni pentru a susține cursul la niște parametri care să nu ne mai sperie pe noi ca să ride pragul psihologic de 4, că cine știe ce se întâmplă, pe de o parte și-ar consuma rezerva valutară în mod inutil. Rezerva valutară este sensibil diminuată în acest moment. Și pe de altă parte, n-ar profita de momentul ăsta care ne ajută în echilibrul inflației. Fiindcă, să nu uităm, există lucruri care se ieftinesc. Prețul petrolului, de pildă, scade. Dacă în acest moment, când oricum, repet, echilibrul inflației este susținut de această scădere a prețului barilului pe prag mondial și a ieftinirii benzinei și motorinei în România, tu n-ai lăsa măcar pentru o perioadă acest debușeu al cursului, ți-ai consumat și rezerva și n-ai folosit momentul. Pentru acele zile când s-ar putea ca intervenția băncii centrale să fie mult mai necesară și să se și vadă în revenirea cursului. Deci, repet, sunt lucruri foarte sensibile despre care ar fi mult mai bine să discutăm cu oameni care chiar se pricep și care pot să dea un răspuns rezonabil. Eu pot să vă spun însă altceva, dacă ne întoarcem un pic, pornind de la discuția asta economică, la ceea ce am încercat să discutăm în prima parte, și anume povestea declarațiilor de avere. Pe mine, din declarațiile astea de avere ale domnilor miniștri, mă îngrijorează următorul lucru, și anume că aproape niciunul dintre ei, sau foarte puțin dintre ei, au făcut cu averea lor ceva care să producă plus valoare în România. Și nu doar pentru ei. Dacă vă uitați, cei mai mulți și-au îndreptat banii către cea mai simplă afacere care a existat în România ultimilor ani. Cumpărarea de terenuri și imobile, a căror valoare creștea într-un an cât la alții în 100, pe care le închiriei, le revindeai de 100 de ori și gata, s-a încheiat lucrarea. Da? Aș prefera ca declarațiile astea de avere să fie împănate de nume de SCE, SRL, ESA și așa mai departe, corect, unde să știm că lucrează niște oameni
unde să știm că s-au creat niște locuri de muncă și în plus pe orizontală și verticală se produce TVA, se produce impozite și așa mai departe, decât să ne uităm la ei ca la